dimineață, ne-am uitat împreună la ultimul capitol din Isaia și am văzut chemarea lui Dumnezeu către poporul său, și de asemenea către noi, la o închinare adevărată, la o închinare spre adevăratul lui Dumnezeu și în același timp dintr o inimă credincioasă, dintr o inimă cu adevărat, într-o relație cu Dumnezeu. În această seară, vrem să rămânem în această temă și uh, să rămânem în acest pasaj uh, și să ne cercetăm inimile în continuare vis-a-vis -vis de închinarea noastră, vis-a-vis uh, -vis de felul în care venim să ne întâlnim cu Dumnezeu atunci când venim la închinare, uh, la ceea ce se petrece aici uh, și să încercăm să căutăm. Un echilibru biblic în ceea ce înseamnă uh, închinarea lui Dumnezeu. În cea din întâi cântare, care am uh, cântat-o împreună, uh, refrenul spune: Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm prin Duhul Sfânt. Credeți lucrul acesta? Credeți că Dumnezeu este prezent în mijlocul poporului său atunci când ei vin ca să se închine lui, să se întâlnească cu el într-un mod deosebit, într-un mod special? Și eu cred lucrul acesta și totuși îmi este așa de greu și probabil că rezonați cu mine și cred că cei mai mulți creștini din ziua de astăzi, dacă ar fi sinceri, ar rezona cu acest sentiment, îmi este așa de greu să simțim acea prezență. Și este așa de greu ca închinarea noastră să fie uh, cuprinsă de o reverență sfântă. Să fie o închinare care este echilibrată uh, între uh, o bucurie care ne cuprinde, o pace și o liniște, dar în același timp uh, care ne înfioară, care uh, ne străpunge inimile noastre, care ne face să ne cutremurăm în cele mai profunde părți ale Ființei noastre, care ne face să venim și să cădem cu fața înaintea înaintea Domnului, este așa de greu ca să avem un echilibru în închinarea noastră. Și, în general, tendința fiecărui om, tendința noastră chiar, deși luptăm împotriva aceasta, nu întotdeauna cu succes, este să ne focalizăm doar pe aspectele și doar pe sentimentele și doar pe. Valențele închinării care nouă ni se par plăcute. Deci, de exemplu, și această gântare care este deosebit de frumoasă, veți vedea că, în principiu, se focalizează uh, doar pe bucurie, doar pe plăcere uh, și nu este nimic rău în aceasta, dar problema este când uh, celelalte aspecte ale închinării creștine sunt omise. Sunt omise din mijlocul poporului Dumnezeu Și noi avem această tendință Noi vrem să venim să ne simțim bine Și nu este nimic rău în lucrul acesta Doar că acest bine este mai complex Este mai bogat Este mai profund Decât categoriile care le are, care le are lumea Ziceam în mesajele anterioare Întâlnirea, lui, întâlnirea omului cu Dumnezeu este o experiență violentă pentru ființa umană. Când intri în prezența lui Dumnezeu, ființa ta este afectată în așa fel încât acea experiență este îngrozitoare. Asta nu pentru că Dumnezeu este ceva rău, ci pentru că El este așa de bun, așa de frumos, așa de minunat, încât Sufletul tău este zguduit. Și experiența aceea ați avut-o fiecare dintre voi în, în două extreme. Da? Pe de o parte, poate ați experimentat acea străpungere a ființei voastre, acea copleșire a ființei voastre, când ați experimentat ceva deosebit de frumos sau deosebit de minunat. Poate la nașterea unui copil da? și ați experimentat cea mai mare sau una dintre cele mai mari bucurii din viața dumneavoastră și ați fost copleșit, da? poate și tu ca și tată, că ai trecut prin toate durerile și totuși când ți-a ți pus copilașul acela, medicul, ți-l-a pus în brață, ai Tremurat de frică și de bucurie, da? N-a fost nimic rău acolo, n-a fost nimic uh, înspăimântător în sensul că vrea să-ți facă vreun rău, deși, dacă aveți copii, uh, știți că te mai cuprinde spaima de la ei câteodată, da? În timp, mai ales când cresc un pic. Uh, dar ființa ta a fost copleșită de sentiment, de afecțiune, de. Mulțumire, și realmente a fost ceva așa de extraordinar, așa de extraordinar, încât, într-un fel, a zguduit, a tulburat existența ta. În cealaltă extremă, sunt acele momente deosebit de dificile din viața noastră, acele experiențe deosebit de grele din viața noastră. Când trecem printr-o durere când pierdem ceva extrem de, de drag nouă și uh, realmente ființa noastră este zguduită în acele, în acele momente. Întâlnirea cu Dumnezeu este asemănător cu aceste experiențe. Este asemănător pentru că el este în același timp cel mai frumos lucru și cel mai îngrozitor. Cel ce mai frumoasă persoană și în același timp sfințenia lui este așa de sfântă încât ne îngrozește, încât ne uh, uh, cutremură ființele, ființele, noastre. Dar acest echilibru este foarte, foarte greu de găsit pentru că tendința noastră este să ne depărtăm de acele aspecte, de acele atribute, de acele manifestări ale lui Dumnezeu care sunt grozave, care ne îngrozesc. Și să trăim în această sferă superficială. Vrem doar bucurie, vrem doar să ne simțim bine, vrem doar ca să ne placă, vrem doar ca să fie un timp frumos și nu mai vrem ca să cădem cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și nu mai vrem ca să avem sufletele noastre să cutremure înaintea lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să căutăm acest echilibru și trebuie să conștientizăm că Domnul e prezent în adunare. Domnul este aici, în mijlocul nostru, atunci când venim să chemăm uh, numele Său. Care este? cauza unei închinări superficiale. De ce lipsește această reverență care ar trebui să existe din cele mai multe întâlniri din bisericile de astăzi? De ce lipsește așa de multe ori chiar și din biserica noastră? De ce suntem binecuvântați cu ea așa de infrequent, așa de, de rar se întâmplă încât să plecăm de la închinarea noastră și să știm că Dumnezeu a fost acolo. Să simțim că am fost uh, zguduiți în ființa noastră, în existența noastră. Plecăm bucuroși, dar în același timp a fost o experiență uh, groaznică, grozavă, de neînchipuit, pentru că Dumnezeu a fost în mijlocul în mijlocul nostru. Cred că răspunsul este acesta. Reverența dispare din mijlocul bisericii, reverența este rar întâlnită în mijlocul bisericii, pentru că mesajul scripturii și portretul Dumnezeului biblic nu este predicat cu echilibru biblic. Și vreau să privim în Isaia, să vedem echilibru care Isaia îl aduce la această temă a închinării, să vedem echilibru cu care se îmbină prin această revelație la Dumnezeu, atât lucrurile frumoase, atât bucuria, atât pacea și liniștea, dar în același timp, groaza și grozăvia lui Dumnezeu. În versetul 14, care este un, un verset într-un fel care este balamaua pe care se învârte acest text, vedem în felul următor. Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi. Este vorba despre binecuvântarea care îi așteaptă pe robii lui Dumnezeu, care îi așteaptă pe adevărații închinători. Dar va face pe vrășmașii lui să-i simtă mânia. Dumnezeu nu vrea și Isaia nu ne lasă ca să pierdem din vizor cine este acest Dumnezeu. Să-l facem din acest Dumnezeu un Dumnezeu care este doar un Dumnezeu al sentimentelor călduroase, al zilelor cu soare, Vrea ca întotdeauna să avem în vizor întreg caracterul lui Dumnezeu Să vedem că el este cel care lucrează cu putere spre bucuria și fericirea și veselia poporului său Dar același timp el este cel care va face dușmanii săi să simtă mânia lui El este mânios, el este sfânt, el este drept, el este gelos Și trebuie să-l avem pe acest Dumnezeu așa cum este el portretizat pictat înaintea ochilor noștri atunci când venim ca să ne închinăm lui, altfel nu vom ști cu cine stăm de vorbă. Vom fi ca și acel copilaș, rețineți, copilașul care s-a pierdut și a ajuns în, în preajmă, a ajuns lângă leu. Și copilașul nu era speriat, pentru că el nu știa puterea leului, el nu știa uh, violența de care este capabilă leul. da. El stătea liniștit, de parcă nu se întâmplase Absolut nimic Și de multe ori și noi suntem așa Suntem ca și niște copilași inconștienți Inconștienți Și nu știm cu cine am venit să ne închinăm cu Către cine ne înălțăm rugăciunile da? Și a cui prezență o cerem și o invocăm Atunci când, când venim ca să ne închinăm lui Închinarea adevărată Chiar și închinarea escatologică, Chiar și închinarea care se va petrece în veșnicie este una care niciodată nu pierde din uh, vederea ei realitatea faptului că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos. Deuteronom. 4 cu 24 și Evrei 12 cu 29. Niciodată nu uităm acest lucru. Suntem întotdeauna conștienți că acesta este Dumnezeul nostru. El este un foc mistuitor. El este un Dumnezeu gelos. El este un Dumnezeu atotputernic, desăvârșit, total sfânt, de trei ori sfânt. Și în prezența Lui am venit. Și cu El am venit ca să stăm în părtășie. La versetul 10, la versetul 14, vedem portretul acesta al bucuriei în prezenței lui Dumnezeu. Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el toți cei ce îl iubiți. Împărțiți și bucuria cu el, acum toți cei ce l-ați plâns, ca să fiți săturați bând laptele mânghierilor lui, ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui. Căci așa vorbește Domnul, iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un părău ieșit din matcă și veți fi alăptați, veți fi purtați în brațe uh, și dezmirdați pe genunchi cum mângâie pe cineva mama sa. Așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor prinde putere ca iarba. Ce portret minunat al bucuriei în, prezenței, în prezența lui Dumnezeu. Ce tandrețe sublimă ni se prezintă aici din partea lui Dumnezeu. Cum mânguie cum mângâie pe cineva mama lui. Așa voi mângâia eu. Dar dacă acesta ar fi tot portretul al bucuriei în prezența lui Dumnezeu, ar fi un portret incomplet. Este ușor să ne pierdem reverența în închinare când Dumnezeu este prezentat sau transformat în doar a fi un părinte docil. Un părinte care te ia pe genunche și el nu a ridicat glasul la tine niciodată și el nu este capabil să supere pe nimeni. Este foarte ușor ca să nu realizezi cu cine interacționezi când așa este portretizat. Și lumea, în general, astăzi, așa l portretizează. Din păcate cele mai multe biserici așa doar vorbesc despre Dumnezeu. Și atunci nu ai cum să te cuprindă spaima că ești în prezența unui Dumnezeu grozav. Pentru că El n-a fost prezentat înaintea ochilor, înaintea ochilor tăi. Da, El ne poartă în palmele sale și ne strânge la pieptul său. Ne îngrijește ca o mamă pe puii săi ne protejează ca un tatăl pe copiii săi, dar să nu cumva să devenim prea obișnuiți cu acest Dumnezeu, prea comozi cu El și prea comozi în prezența Lui. Biblia ne învață că prezența slavei lui Dumnezeu este așa de extraordinară încât ea produce frică în inima omului, chiar a omului mântuit, Închinarea înaintea lui Dumnezeu este sumarizată într-un singur cuvânt în multe locuri în Scriptură ca și frică, ca și teamă de Dumnezeu. Aceasta înseamnă ca să îl iubești pe Dumnezeu și să te închin lui, să te întâlnești cu Dumnezeu, să fii cuprins de teamă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de măreț, așa de sfânt, așa de frumos, atât de infinit, infinit de infinit, atât de perfect în atributele sale, Atât de puternic, atât de drept în judecățile sale, încât întreaga ființă umană este cuprinsă cu frică sfântă, cu o groază duhovnicească în prezența sa. Întâlnirea omului cu Dumnezeu este o experiență nu doar frumoasă, dar și grozavă. O experiență care ne cutremură ființele noastre. Nu te poți întâlni cu adevărat cu Dumnezeu și să fie la fel cum ar fi să stai la o cafea cu un prieten sau cum ar fi să discuți cu mămica ta la telefon și să ai impresia că stai de vorbă cu Dumnezeu. Cum putem noi să păstrăm sau să redobândim dacă am pierdut această reverență în închinare? Trebuie să ne amintim că Dumnezeul pe care îl așteptăm, Dumnezeul cu cui ne închinăm, nu este doar dragoste, ci este și dreptate. Nu este doar milă, ci este și mânios. Nu este doar frumos, este și furios. Nu este doar plin de har, dar este și gelos. Și pentru fiecare atribut și manifestare a lui Dumnezeu, care ne încântă, care este călduroasă pentru sufletul nostru, este un atribut și o manifestare care ne îngrozește. Și noi trebuie ca să le avem pe toate în vizor atunci când spunem că mergem să ne închinăm lui Dumnezeu. Trebuie ca să avem întreaga lui persoană în mintea noastră și în inima noastră. Dar Isaia nu ne lasă cu acest portret, acest portret ciuntit. Și el continuă și ne spune în versetul 15 până la 18 în felul următor. Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi, dar va face pe vrășmașii lui să-i simtă mânia. Căci iată Domnul vine într-un foc și carele lui sunt un vârtej. Își preface mânia într-un jaratic și amenințările în flăcări de foc, căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia lui pedepsește pe oricine și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Cei ce se sfințesc, cei ce se curățesc în grădin, mergând unul către altul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc și de șoareci și alte lucruri urucioase, toți aceia vor pieri, zice Domnul. Spus, Asta nu are de ce avem noi cu șoare și carne de porc, noi ne place ceafa de porc. Înțelegeți principiul. Este vorba despre ipocriți, este vorba despre falși închinători, este vorba despre oameni care mergeau la templu și în același timp ei încercau să trăiască în acea lume, în păgânitate. Este vorba despre creștinul modern nominal, care vrea să trăiască două vieți, viață de duminică și viață de luni până sâmbătă. Este vorba de noi. Noi ne aflăm în acest pericol. Dacă nu suntem adevărați închinători, dacă nu am, avem toată ființa noastră predată, închinată înaintea lui Dumnezeu. Eu pedepsesc faptele și gândurile lor, spune Domnul, dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile, ele vor veni și vor vedea slava mea. Ați observat echilibru fantastic care îl prezintă Dumnezeu prin Isaia? Mersul 10 la 14, Tema este aceasta, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi. Și apoi spune, dar să nu uitați că același Dumnezeu, care își arată îndurarea, care vă dă motive de bucurie și de veselie, același Dumnezeu va face pe vrășmașii lui să simtă mânia lui. De la 14 la 18 vedem grozăvia lui. Și este o grozăvie fantastică. Și din nou, dar la versetul 18 la 23 ne spune că vine vremea, da? vedem această groză această pediapsă, această judecată, dar să nu uităm totuși când suntem înfricoșați de acest Dumnezeu, că El este un Dumnezeu al Harului. Și versetul 18 la 23 ne spune că vine vremea când va strânge toate neamurile și toate limbile și ele vor veni să vadă slava lui Dumnezeu. Vedem poporul lui Dumnezeu adus din toate neamurile, vedem bucuria și închinarea lor. Dar echilibru, da? Totdeauna, nu pierdem din vizor, versul 24. Mi se pare că acum când am ajuns la final, avem cerul cel nou, pământul cel nou, poporul strâns la oaltă în închinare, nu mai avem grozăvie. Nu mai avem uh, teamă și cu tremur, Nu este așa. Versul 24. Când vor ieși poporul acesta care vine la închinare. Vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge. Pentru ce este focul care nu se stinge o metaforă? Toți știm. Este vorba despre iad, este vorba despre judecata veșnică, este vorba despre moartea a doua. Dumnezeu ne spune că noi, în închinarea noastră, noi poporul s-au ales, poporul s-au răscumpărat, vom vedea toată gloria Lui. Aceeași glorie care a răscumpărat un popor prin mila, harul și îndurarea sa, aceeași glorie care în dreptatea sa a făcut vase de ocară, ca să arate judecata lui, ca să arate sfințenia lui, ca să arate cât de mult urăște păcatul. Dragii mei, noi în ceruri vom avea o imagine completă a slavei lui Dumnezeu și ne vom închina nu la un Dumnezeu ciuntit, nu la un Dumnezeu parțial, și la Dumnezeu, la Dumnezeu care ne-a creat, la Dumnezeu care ne-a răscumpărat și la Dumnezeu care revarsă pentru veșnicie judecata lui împotriva dușmanilor săi. Acesta este Dumnezeul Bibliei, acesta este Dumnezeu cu care am venit ca să ne întâlnim. Nu vom uita niciodată și n-ar trebui să uităm niciodată nici aici pe pământ și nu vom uita în ceruri că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu ne vom lua la cu Dumnezeu. Nu vom fi așa de familiar și confortabil încât să ne pierdem reverența. Ci vom sta cu deplină bucurie, cu deplină pace, cu deplină liniște, cu deplină dragoste față de noi, în totală siguranță și în același timp vom sta înaintea unui Dumnezeu care ne înfricoșează, care ne face uh, sufletul nostru ca să se cutremure când realizăm cât de mare este, cât de puternic este, cât de drept este. Cât de gelos este pentru slava lui. Dragul meu, dacă ai mers la închinare și te-ai simțit doar bine, frumos, liniștit, încântat, bucuros, vesel, fain, alege ce descriere vrei. Nu te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Sau cel puțin a fost o întâlnire extrem de superficială. Pentru că adevărata întâlnire cu adevăratul Dumnezeu este una plină de frică și de tremur, Una plină de spaimă sfântă, una plină de reverență. Este o închinare a întregii noastre ființe, încât în inima noastră, în sufletul nostru, în adâncul oaselor nostru, ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că știm cine este în mijlocul adunării. Priviți cu mine doar pentru câteva momente, câteva întâlniri a oamenilor cu Dumnezeu și să vedeți reacțiile lor. Priviți puțin din ceea ce înseamnă o întâlnire și o închinare înaintea lui Dumnezeu. Mergeți cu mine în Exod 20, dacă vreți să deschideți. Ne aflăm la muntele Sinai, ne aflăm la momentul în care Dumnezeu dă poporului cele 10 porunci. Dumnezeu le dă aceste porunci. În versetul 18, îi se spune în felul următor. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbeței, și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta, poporul tremurea, tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise: Vorbește-ne tu în sus și te vom asculta. Dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Dumnezeu era în depărtare. Dumnezeu se desfășura sus pe munte. Dar doar glasul lui Dumnezeu era așa de înspăimântător încât poporul a zis nu mai vrem să auzim. Nu mai putem să suferim prezența lui. Roagă-l să se depărteze un pic și vorbește-ne tu. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Moise, așa să vorbești copilor lui Israel. Ați văzut că v-am vorbit din ceruri. Dragii mei, este un portret a ceea ce se întâmplă, că ne dăm seama, că nu ne dăm seama de fiecare dată când venim în acest loc să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește din ceruri. Care este reacția noastră? Cum percepem noi lucrul acesta? Cum plecăm de aici? Tremurând și plin de frică. Este frică că vom muri pentru că știm că am, suntem păcătoși, pentru că știm că ne-a vorbit Dumnezeu. Duceți cu mine dacă vreți. În Isaia, capitolul 6. În Isaia, capitolul 6, vedem acea întâlnire a lui Isaia cu Dumnezeu. Ne spune în felul următor. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Acum, semnificația exactă de ce cu două își acopereau fața, de ce aveau șase aripi și mai departe este greu de interpretat. Da? Dar noi știm că, de exemplu, Ideea aceasta de a avea picioarele acoperite sau picioarele curate într-un loc sfânt, o vedem inclusiv la Moise. Noi știm că Moise trebuia să fie protejat de slava lui Dumnezeu ca să nu fie nimicit. Și atunci ne închipuim, îngerii aceștia, făpturi duhovnicești, care uh, sunt create de Dumnezeu să fie slujitorii Lui și care trăiesc în mijlocul Lui, nu pot ca să privească în mod direct slava lui Dumnezeu. Și trebuie să acopere și trebuie să se protejeze, și trebuie ca să acopere picioarele în semn de respect știind că sunt în prezența Sfințeniei. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna în casa și casa sa s-a umplut de fum. Atunci am zis, și vedem reacția lui Isaia, văzând toată această scenă și fiind în prezența lui Dumnezeu, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul Oștirilor. Este cuprins de frică și de spaimă, este zguduit până în esența lui, pentru că realizează că el este un om și a intrat în prezența lui Dumnezeu. Ce în gândiți-vă la închinarea care o vedem în Apocalipsa. Trebuie ca să răsfoiți doar cu mine, nu vreau ca să iau prea mult timp în această seară. Nu mergem în Apocalipsa 4, vedem cele patru uh, făpturi vii, în versetul 8, care zi și noapte, fără încetare, zic Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel tot puternic, care era, care este, care vine. Vedem când aceste făpturi vii aduceau slavă și cinste și mulțumiri, Vedem acești 24 de bătrâni care cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul domniei și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își aruncau cununile înaintea lui. E o predare totală înaintea lui Dumnezeu. Trebuie păi merge apoi în Apocalipsa 5 și vedem că această scenă continuă. Vedem în prejurul scaunului de domnie, versul 11, în jurul fapturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasuri multor îngeri. Numărul lor era de zeci, era de zece mii de ori, zece mii și de mii de mii. În fel de spune foarte, foarte mulți. Prea mulți ca să-i număr. Și îngeri aceștia stăteau acolo și în mod constant laudă pe Dumnezeu. Ei, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care, este, care a fost înjunghiat. Să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă. Mergem apoi în Apocalipsa, capitolul 7. Și din acolo toată adunarea îngerii, bătrânii, toți la oaltă, care se prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și care laudă. Este un nouă. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice nam, din, din, orice seminție, din orice norod și de orice limbă, exact împlinirea profeției care am văzut-o aici în Isaia, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcat în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glasare și ziceau Mântuirea este a Domnului, este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, închinarea adevărată este răspunsul Ființei noastre atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă vrem să avem o închinare corectă, echilibrată, o închinare reală, o întâlnire adevărată cu Dumnezeu, trebuie ca niciodată să nu uităm cu cine am venit să ne întâlnim. Am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu, da, care este pace și milă și îndelungă răbdare și har și dragoste, care este blând, dar am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu groaznic și grozav, care este mânie și dreptate și de trei ori sfânt și care va revărsa mânia sa asupra dușmanilor săi. De aceea nu putem sta în prezența lui ca în prezența oricărui om, nici măcar ca în prezența unui înger. Și ființele noastre trebuie să fie cuprinse de această realitate și trebuie să plecăm de aici, profund atinși de realitatea că Domnul e cu noi în adunare. Profund zguduiți în Ființa noastră, pentru că noi suntem oameni păcătoși, cărora li s-a permis să intre în prezența lui Dumnezeu. Amin. Hai.